Aer curat și distracții non-stop în stațiunea Stâna de Vale din județul Bihor, sute de turiști români, dar și străini din țări precum Polonia, Austria sau Ungaria, iau cu asalt în fiecare weekend renumita stațiune montană. Sunt însă și turiști care preferă să-și petreacă vacanța în stațiunea care atrage prin peisajul de bazm, aerul curat de munte și parcul de aventuri care oferă o mulțime de posibilități de mișcare și sport în aer liber. Turiștii spun că Stâna de Vale este refugiul ideal de caniculă și de stresul vieții cotidiene. În stațiunea din masivul Vlădeasa, turiștii care se aventurează pe traseele montane, fie cu bicicleta, fie la pas prin pădure, au prilejul de a descoperi o lume aparte cu peisaje pitorești. Parcul de aventuri, amenajat la o altitudine de 1100 de metri, pune la dispoziție anul acesta 8 trasee prin copaci. Amatorii de senzații tare au la dispoziție o trambulină cu pernă de aer, o tiroliană, bungee jumping, tubing pe iarbă sau gravity coaster. Cea mai nouă atracție a parcului de aventură, atât pentru adulți cât și pentru copii, o reprezintă bobul alpin. Traseul spectaculos, plin de viraje care se întinde pe o lungime de 900 de metri, este gândit și amenajat pentru a oferi o experiență de neuitat. Potrivit administratorilor stațiunii, în acest sezon, cererile turiștilor sunt mult mai mari față de anii anteriori, gradul de ocupare fiind de 100% în weekendul, respectiv de 50% în cursul săptămânii.